Bună ziua, bună ziua, bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Continuăm seria etalărilor cu subiectul energia începutului de lună pentru fiecare zodie în parte. Am ajuns la zodia Scorpion. Haideți să vedem ce putem să aflăm despre zodia Scorpion în următoarea perioadă, indiferent despre ce plan vorbim. Însă, dacă se evidențiază un plan, vom vorbi, deja știți, despre acel plan foarte mult, dar eu sunt convinsă că Universul vă va oferi toate mesajele de care aveți nevoie. Important este să știți că dumneavoastră este bine, este oportun, este necesar și suficient să adaptați aceste mesaje în funcție de situația dumneavoastră. Dragii mei, pentru Scorpion să știți că există o situație care nu este o situație destul de neplăcută pentru dumneavoastră și o să vedem despre ce este vorba. Anumite lucruri se schimbă. Urmează o perioadă de schimbări. Văd două energii feminine, posibil să fiți prinși sau persoana la care dumneavoastră vă gândiți să fie prinsă între două energii feminine. De asemenea, există aici o poveste de dragoste între două, trei persoane, două, trei persoane, ca să nu mai zic trio amoros, pentru că am fost certată că am spus și spun trio și triunghi amoros, triunghi, dar nu știu altceva ce să folosesc în sfârșit. Dacă mai folosesc trio, asta este, mă scuzați, dar cred că este general valabil și folosit, uzitat. Ok. Din câte se observă, s-ar putea să primiți o veste de la o persoană brunețică cu ochii închiși, o persoană brunețică cu ochii închiși la culoare ochii negri. Imediat. Să vedem despre ce este vorba. Ceva ce vă întristează, o veste de la... Au căzut mai multe, haideți să vedem. O să le luăm exact așa, în ordinea în care au venit. În această perioadă să știți că sunteți destul de triști, destul de debusolați, destul de confuzi. S-ar putea ceva probleme în căsnicia pe care o aveți, dacă o aveți, sau poate că este vorba despre problemele pe care persoana la care dumneavoastră vă gândiți și cu care sunteți într-o relație de trei persoane. Of, nu pot să spun, o poveste de dragoste între trei persoane. Există ceva probleme. Energia masculină încearcă să plece cu disperare, să plece din relație, să își mute locuința și așa mai departe. Deci, efectiv, își dorește cu ardoare să plece, să fugă din această relație, însă acea ființă cu care este în prezent, cum să vă spun, luptă din răsputeri să. Ca această ființă, mă rog, soțul ei, prietenul ei să rămână acolo, indiferent de câte probleme au. Deci există niște probleme destul de importante, destul de mari. Poate să fie vorba despre o persoană brunetă. Oricum, există o diferență de vârstă aici sau energia masculină este mai în vârstă. Foarte multă lume, foarte multe probleme. Văd foarte multă energie masculină aici. Înfățișări, posibil, nu știu, martori sau ceva, mai ales dacă această persoană a făcut acele demersuri sau dumneavoastră. Energiile știți că se schimbă sau se întrepătrund, dar sunt sigură că deja știți să adaptați mesajele pe care le aveți dumneavoastră. Cum spuneam, confuzii, poate înfățișări în fața unei instanțe de judecată, dorință de a rezolva o problemă în ceea ce privește o moștenire, o casă. Gândul dumneavoastră se află în casa, spre
o altă familie. De asta spun că posibil ca dumneavoastră să vă gândiți la o persoană din pe care o țineți în sufletul dumneavoastră, să vă gândiți la ce face celălalt, dacă este bine cu persoana la care vă gândiți dumneavoastră, dar nu. Acea persoană, să știți că nu este bine, este ținută. Vedeți, acea persoană își dorește cu ardoare să părăsească această relație, această casă, această, nu știu, vrea să fugă efectiv și, vedeți, este ținut, e tras fizic. Nu pleca, poate că îi spune, vreau să plec, nu mai pot să stau aici, vreau să plec, nu mai suport și așa mai departe, iar acea persoană parcă îl trage. Nu neapărat, eu știu, că există, eu știu, copii sau șantaj emoțional, ci pur și simplu parcă este o luptă pentru supremație, o luptă, nu vrea să-l lase, pur și simplu, nu vrea să-l lase, nu vrea să o lase. Consideră că este al lui, al ei și nu vrea să-l lase. Dar, în speță, eu zic că este vorba despre un bărbat brunețel sau, dacă nu, cu siguranță, este o persoană matură, este un bărbat matur. Ceva se schimbă în... Nu vreau să folosesc cuvinte cu vibrație joasă. Ceva se schimbă, nu merge spre sus. Mă rog, ceva se schimbă în rău dacă ne referim la situația acestei persoane. Nu-i merg lucrurile, se tot agață de anumite discuții cu două energii masculine. Acest sau această energie masculină se află alături de alte două energii masculine. Ambii tineri, doi bărbați tineri, unul brunet cu ochii negri, altul șaten, blondus cu ochii albaștri. Poate să fie copiii săi, o discuție cu copiii săi, poate să fie, eu știu, colegii de serviciu, să discute această problemă cu colegii de serviciu, da, vis-a-vis de rezultatul pe care îl așteaptă. Distanțare emoțională, fizică între dumneavoastră și această persoană, mai multe familii sau cel puțin două familii sunt implicate, poate că familia sa, familia dumneavoastră, relații la distanță, fiecare pe la casa lui, însă eu așa văd că lucrurile sunt exact așa. Dumneavoastră vă gândiți la această persoană și la ce se întâmplă acolo. Este fericit sau nu este fericit alături de cealaltă persoană? Nu este fericit. Vrea să fugă cu disperare în ciuda faptului că cealaltă îl ține efectiv de tricou. Nu pleca pentru că eu consider că îmi aparții. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, dragii mei, veți avea o surpriză plăcută. Uitați cât de frumos, posibil o întâlnire cu această persoană, posibil să o luați în brațe, să vă îmbrățișați, pentru că v-a fost dor de această persoană, ați simțit lipsa, dar și acestei persoane, din câte se pare, este dor de dumneavoastră. Vă simte, v-a simțit lipsa și doar în brațele dumneavoastră își găsește liniștea. Deci, se întoarce, luptă, vrea să plece, însă se întoarce la voi sau urmează să se întoarcă și să știți că aceasta este o surpriză plăcută. Deci este evident, nu știu dacă vedeți ce scrie aici, surpriză plăcută, reîntâlnire. Vedeți cât de frumos cei doi se iau în brațe și parcă nu s-au mai văzut de atâta vreme. Parcă doar unul în brațele celuilalt, lucrurile sunt bune, lucrurile sunt relaxante. Cineva, din câte se pare, parcă urmărește pe la colțuri o privire vicleană din partea unui tinerel cu ochii albaștri, o privire intensă sau o privire sau ochii verzi, dar oricum o privire intensă și parcă stă și urmărește toată această relație dintre voi. S-ar putea să fie fiul, fiica, dar eu zic că este energie masculină, care parcă urmărește toată activitatea tatălui său, nu
își dorește să plece sau, cum să vă spun, privește cu ochii, cu alții, privește cu neîncredere tot ceea ce se întâmplă în viața tatălui său sau al prietenului său și așa mai departe. Sau aici poate să existe și un prieten foarte bun al iubitului dumneavoastră, al prietenului, al iubitei și așa mai departe, care nu îi convine toată această situație. Acum, dacă dumneavoastră ați refuzat această persoană, cu atât mai rău, pentru că ar fi vrut să fiți doar pentru el sau pentru ea, motiv pentru care nu privește cu ochii buni, încearcă tot timpul să, nu neapărat să-i cortoneze viața, dar este așa, ca picătura chinezească. Nu faci bine, poate că ar trebui să te mai gândești, dar hai să vedem, eu știu, tu ai o situație, nu are rost să te implici în altă relație și așa mai departe. Deci știți cum, exact acel prieten, prietenă în ghilimele, care de fapt își dorește sau și-ar fi dorit ceea ce voi aveți, el sau ea are acea dragoste. Ceea ce trebuie să vă gândiți dumneavoastră, cel puțin în acest plan sentimental, este această surpriză plăcută a regăsirii în unei perechi care respiră ușurată în momentul în care se îmbrățișează, dragii mei. Vreau să văd ce este cu acest tânăr cu, hai să-i spunem, parșiv, pentru că mi-a venit în gât cu litera J, I, din câte se observă. Această surpriză plăcută posibil să urmeze într-un interval de aproximativ 8-10 zile sau 8 săptămâni. Dacă mai durează, acum v-am spus, nu pot să dau date exacte pentru că nu am cum. Haideți să vedem ce este cu acest tânăr, cu această persoană pasivă sau care vă urmărește, vă spionează. Ce poate să fie cu această persoană? Barba ascuțită, așa, și o persoană. Nu este, cum să vă spun, nu pare a fi rău intenționată, dar nu-i convine, pur și simplu. Nu vrea să vă facă rău, din câte simt eu, dar nu e altceva. E parcă intervine exact când nu e cazul. Ok, haideți să vedem ce este cu această persoană. Este obsedată de dumneavoastră. Vedeți, este exact ceea ce vă spuneam. Și vă supără dacă aflați o asemenea veste sau poate că ați aflat asemenea veste. Vedeți, este o persoană care, din câte se observă, este obsedată. Și scrie aici. Deși scrie că cineva este obsedat de dumneavoastră. Dacă am întrebat despre această persoană, cu siguranță, de asta vă spuneam. Vedeți, cărțile vin să confirme practic ceea ce s-a etalat aici. De asta vă spun, este obsedată. Vă urmărește, este implicată 100%. Poate că dumneavoastră ați refuzat această persoană, prietenă cu cel sau cea pe care îl doriți dumneavoastră și normal că încearcă din răsputeri să pună bețe în roate acestei prietenii, mai ales dacă sunteți departe unul de celălalt și această persoană este prezentă tot timpul alături de iubita dumneavoastră, atunci este lesne de înțeles că va face tot posibilul să mai bage câte o strâmbă, ca să zic așa. Și atenție, pentru că s-ar putea să vă fi spus ceva, o veste care nu v-a făcut plăcere în dragoste. Deci s-ar putea să lucreze pe două fronturi. S-ar putea odată să, știți, să spună persoane iubite, vezi că am aflat ceva despre iubita ta, bineînțeles lucruri neadevărate, iar dumneavoastră să vă spună invers, că a aflat ceva despre iubitul dumneavoastră. Deci să fie exact o persoană care mută piesele de șah după bunul plac. Să aveți atenție la veștile pe care dumneavoastră le primiți de la mă scuzați,
de la această persoană cu ochii deschiși, deci este o persoană mai tânără, deci nu este o persoană matură, îmi cer scuze. Este o persoană, da, o persoană tânără cu ochii verzi, albaștri, dar ceea ce trebuie să rețineți este că are o privire pătrunzătoare, o privire de pisică, de panter. Parcă vă scanează, așa, de sus în jos. Și v-am zis, obsesia aceasta față de această persoană. Haideți să vedem. Nu văd foarte multe alte planuri evidențiate, doar că poate puțină atenție la o tranzacție din ceea ce privește casa, o casă al cuiva. Poate vreți să cumpărați o casă. Nu este momentul oportun să faceți niște investiții, este ca și cum ar fi necesar să mai așteptați puțin să aveți varianta cea mai bună, opțiunea cea mai bună, licitația cea mai bună, pentru că s-ar putea să existe o licitație aici despre o casă, un conac, o vilă, ceva oricum de construit și trebuie să, adică este oportun să nu vă aruncați sub impuls investiții pe moment. Analizați, fiți atenți la semnarea documentelor, la tranzacții, nu este nimic rău, absolut nimic rău, dar să țineți cont că nu, din ce văd eu aici nu pare o casă terminată sau este o casă cu ziduri neterminate sau o casă care are o dărâmătură sau are niște dărâmături, niște cărămizi dărâmate, o casă veche, văd, s-ar putea să fie în România, în străinătate, nici nu contează, dar este o casă ori veche și ușor dărâmată pe o parte sau trebuie să se investească în această casă. În orice caz este o locuință, niște ziduri efectiv neterminate și posibil să aibă teren destul de mare, posibil să vi se pară un chilipir, mai ales în contextul acestei crize economice. În sfârșit, ideea este ca și recomandare să nu acționați sub impuls. Măcar vedeți despre ce este vorba, faceți niște vizite, vă văd aici cu oameni pe lângă dumneavoastră, vă sfătuiți, însă v-am zis, atenție la micile detalii de achiziționare a unei locuințe, teren și case vechi sau licitații care dă mai mult pe niște ziduri sau pe niște dărâmături. Surpriză, v-am zis, surpriză foarte importantă pentru voi, pentru că, dragii mei, îngerul familiilor s-a detașat net în această etalare. În familia dumneavoastră, dragii mei, va avea loc o schimbare fericită, o regăsire, o întâlnire, o îmbrățișare, o surpriză plăcută. Totul va fi foarte plăcut, o schimbare fericită sau familia dumneavoastră vi se va mări. Poate auziți de o sarcină, de o logodnă sau poate că persoana la care noastră vă gândiți și care are aceste probleme cu cealaltă ființă cu care este într-o relație, reușește să se, cum să vă spun, să fugă, efectiv să rupă lanțurile și să reușiți să fiți împreună în ciuda tuturor eforturilor acelei ființe de a ține această persoană în lesă, din scurt. Foarte, foarte frumos, dragii mei. De schimbare din punct de vedere al planului sentimental. Văd și un copil mic aici, o naștere, un copil mic. Poate aflați despre o naștere dacă, mă rog, dumneavoastră nu, timpul nu vă mai permite această sarcină, dar există cumva o mărire. Deci ceva se întâmplă în familia dumneavoastră, în orice caz. O schimbare fericită, o surpriză plăcută. Deci lucrurile și în ceea ce privește zodia Scorpion merg către bine, către această schimbare
fericită în ciuda problemelor pe care le aveți sau pe care mai mult le are cealaltă persoană. Cam atât, dragii mei, despre zodia Scorpion. Sper că ați găsit aici mesaje care vă pot oferi un tablou general asupra situației dumneavoastră. Mulțumesc că m-ați urmărit, mulțumesc pentru vizualizări, pentru mesaje, vă pup, vă iubesc, sper să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră. Până la următoarea etalare, toate cele bune, dragii mei, la revedere!